Petre Tobă și Gabriel Oprea mai aproape de justiție. Succesorul celor doi în funcția de la interne, Dragoș Tudorache, analizează cererea DNA de desecretizare a documentelor care le-au adus probleme celor doi. În prezent, cererea este în lucru pe masa noului ministru, care speră ca în cel mai scurt timp să poată răspunde solicitării procurorilor, adică să facă publice actele care arată exact traseul banilor de la DIPI, care trebuiau folosiți în misiuni operative și nu pentru înfrumusețarea ministerului, potrivit procurorilor anticorupție. În prezent, Petre Tobă, care este încă în minister pe o funcție de consilier, este acuzat de favorizarea infractorului tocmai pentru că nu a semnat desecretizarea documentelor cu privire la activitatea DIPI. Nici Gabriel Oprea nu stă bine când vine vorba de acuzație. El are deja un dosar care se judecă la Curtea Supremă, în care este acuzat de abuz în serviciu.